miezul de Victor, sunt manager în cadrul companiei Dator Case și împreună cu colegul meu astăzi stau să vorbim despre ce temă astăzi este Scalping-ul. Asta e problema la mulți traderi. În primul rând este așa moment, că noi să-l discutăm la început, pentru ce el trebuie general scalping și dacă trebuie traderii începători să folosească această metodă de tranzacționare, care este scopul scalping-ului, și de ce el este și bun, este uneori și rău sau nu este binevenit pentru trader. Sau uneori aduce careva probleme ca traderului, vom vorbi foarte amunțit de punctul dat și deja vom vorbi de careva strategii care se poate folosi pentru a tranzacționa acest scalping. Dar înainte de toate, acum noi suntem darnici sau azi organizăm un concurs care să aibă careva premii. Nu ne-am gândit acum repejor și am undeva decizia dată, deci nici nu ne-am gândit cu ce instrument să facem acest concurs. În ce costă concursul dat, este foarte simplu, vom alege un instrument care a spus neastră și fiecare pe o foiță, că să vedem la fiecare, a scris prietul care credeți că să ajungă cu la sfârșitul acestui masterclass. Cine a scris cel mai aproape, evident că primească ce, niște premii. Premii să spunem la urmă ce spune. Ce instrument alege? Da, să vă am care se mergea mai tare. Da, mai volatil stii, nu chiar unul care se mergea. Dar nu chiar adrenalina așa nimic. Vă lasă tu. Da. Hai, gândiți ce e primul acolo. Ce putem să faci ca confirmea adrenalina? Evident, lucruri de perechi valutare, să spun și la perechi exotici, ca să mișcă leac mai mult. Dar cred că da, ori brandul, natural gazul, dar cred că sunt brand, așa? Da, pentru că natural gazul deja acolo în factorie, ok, noi spunem atunci proiectorul, am zis prin prețul că este problemă un pic cu prețul. Dacă aveți platformă telefon, mai bine uitați-vă în platformă și vedeți care e prețul la petrol la momentul actual. Și cum vorbesc de ori jumate, da? Eu îți spunesc acum proiectorul, să vedem, dar mai cum scrie atât de calitativ prietul și arăt timpul de oameni. Am încercat. Ok, deci ce prețul ăsta? Brand. 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 Da, indicați numele. Numele. Și prețul la care scrie. Платформа, чи не у проблеми платформа є? Ігор, да. Ігор, трансмісор, ау, покуто, я ще спрямо, мік рефреш, аж для анулата плюс паролі. Дика, чо анулата? Дика, я спрос тест в консульт, пост казу, всім проєдно, я зрозу, я інкульти нов парола, що сьогодні цяти нов, сау, я, дезімпро, нам мусу приміцу, чи факт, ну, інкультем корект, ам штерс платформа для телефона, ам інкульти нов, нов, шах, пульти нов, мутати дати, що формит. Adică, într-adevăr, au fost ceva probleme cu platforma din telefon, nu de pe calotor, pe care au făcut. Da, pe unul trebuie de-o scris, s-o spărie, de pe rog. Da, 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 nu spai. Măriți un pic, domnul Victor. Acum ești prietul, spuneți și care prețul, te-am 11. 11, 21, la momentul de față. 12. 20. 20. Am mai spus mai mică, de vreo trână. Asta și perioada, domnul Victor. De 1, dați-mi așa 1, citați-mi așa. Dacă asta e așa 1, cred că nu trebuie mai perioada de scurte de timp. Apropo, instrumentul dat, el este un instrument foarte bun și pentru scalping, anumia Brenner. Are doar un singur minus. Da, el și minus, dar nu e și plus. Este doar un singur minus, uneori închide tranzacții sunt dificile. Un instrument dat, pentru că el se mișcă și brokerul îți dă înapoi scrisoare, îi scrie prețul modificației, des de acord se închide tranzacția la prețul celălalt și uneori pentru scalping, uneori joacă la nervi acest instrument, dar sunt și acele metode cum de lucrat pe aceste momente. Hai, scris tot foaie, gândiți-vă, de pe jos analizați. Da, sigur. Dar cel mai bine am spus în telefon, să vă uitați, să fie greu. Adică adaptez-vă. O să-mi instalați și eu.
Da, dați așa pe următor. Prețul actual este 120 pentru cei care nu au platformă. Aici prețul maxim, domnul, nu prețul nivel de cash. Prețul care e prețul. Cât e aici? 125.36. Hai de și nivelul ISA, niște extremități, așa. Ai stat câte? 109.55. Da? 55, da? 55, da? Să mai trebuie să mă urmă. Nu, deja nu mai e. 10.50. 10.50, da? Așa. În felul următor, că sunt cam trei nivele, evoluții, cum poate să meargă, dacă dorești, trebuie să pun și pe plus, dar e din parte. O să te iei prețul 120, 195, 110, 105, 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 chiar aveți toată informația care este nevoie, nu trebuie să credeți că undeva este informația. Informația aceea, dar primul urmat de anul trebuie suficient informația care a primit la etapa practică. Evident, după asta mai este nevoie ca să strategia care o aveți, este colțurile, spun așa, unghiurile care sunt aspre, ca să o aduci la un nivel și mai bun, evident, este nevoie de iarăși de informații. Dar, pentru moment, trebuie să iau tot, într-adevăr, aveți companii care trebuie tot sport, aveți cunoștință, este liber acest informații pe internet și așa mai departe, dar tema dată, am luat-o din chestionarele care mi-a scris acolo și o bună parte din trei pe parcursul masterclass-ului a scris scalping și așa mai departe, nu mai țin minte cine a scris. Întrebarea mea este în felul următor, ne-ați face scalping și aveți nevoie într-adevăr de informația dată și cine face scalping? Și pentru ce face scalping? Pentru lotul, da? Adică toți traderii sunt de acord cu asta, că scalpere sau traderii care transitează la propriul pilon fac scalpere pentru lotul, da? Sau pentru așa? Nu, pentru bani. Când ai timp, ai ceva timp, 5-6 luni. Și ce este? Da, te descarci. Anse. Ok, pentru profit. Cine mai mult se gândește pentru lot? Da, hai să te mânăm să mulți pentru bani? Mulți pentru bani. Ok, asta e bine. Dar, într-adevăr, aduci calcul cu bani sau nu? Că asta e o întrebare destul de interesantă. Pentru trader, în perioada lungă de timp. Eu nu vorbesc într-o zi să fac cu profesorul ăla, să-l spunem. Adică, în perioada lungă de timp, cine a făcut e cu o perioadă de o lună, două, trei scalping de fiecare zi sau măcar săptămânal acolo zi, două. A ajuns la un rezultat pozitiv sau nu? Sunt diferite versiuni. De ce noi ați vrea să discutăm cu dată? Dar cine s-a duce mâna sus, cine face stat? S-a obtut să o zi scapă? Ok, am 5. Dar ce instrumente? Așa. Restul doar ceva aici sau mai fac și arce în asta? Să știu o bună parte în perioada lungă să mă interesează. Am făcut în trecut. Am înțeles. Și care a fost rezultatul? Doar cu scalping. Noi de ce și-am luat tema, da, dacă se întrebați denumirea masterclass-ului? Denumirea masterclass-ului este scalping, este... Noi am dat un fel următor. Scalping, risc sau oportunitate.
Pentru că este o temă foarte importantă, anume subiectul dat, pentru trader. În primul rând, traderul trebuie să înțeleagă scopul acestui fenomen sau stil de tranzacționare. Are avantajul și care este planul lui de tranzacționare. Și iarăși, în bază la ce? Să facă locuri sau să facă profit. Noi tema dată vom aborda-o astăzi. În primul rând, trebuie să luăm scop. Scalping-ul pentru ce este și ce fel de tip de tranzacționare este și dacă el se merge să fie să tranzacționează acolo următor. Care sunt avantajele? Da, să facem asta. Da, să facem la utilizare. Să vedem care sunt bun, avantaje și dezavantaje la scalping. Și pentru ce este, el este bun, însuși scalping. Eu niciodată nu am înțeles, trader începător și de bine aș putea să activeze pe trader și el vrea să facă și profit și loturi și nu știu mai ce, și comisioane să primească și de el, practic, dacă el își merge în mână, lui vine greu. Adică, când, ca și în viața de securitate, dacă ceea ce faci multe lucruri odată, cam șansa sunt foarte puține ca să te duci până la capul de trader. Deci, traderul când deja are a doua, a treia, a patra, a parteneriat deja după ce a comisat unul, e a doua, el deja atunci poate să convine să facă și loturi, și profit. Dar în prima perioadă, din cauza că el așa începe o activitate nouă, un domeniu nou, care el prima oară în domeniu dat, el într-adevăr trebuie să fixeze pe profit. El trebuie să uite măcar pe jumătate din termenul, da? 2-3 luni de zile, el trebuie să uite rotul și așa le face, da? Dar le face mai puțini dacă după planul lui, chiar și la trader începător, eu le-am tot să fac pe plan, evident că planul tranzacționare, primele 2 luni, nici nu vorbim despre loturi. Evident, el face în 2 luni de zile, poți să facă undeva maxim 20% de loturi care trebuie să facă. Nu e nimic strașnic. Concentrați-vă pe calitatea tranzacțiilor, pe a face niște deprinderi corecte, după care traderul, când deja are experiență, el deja știe să o pus bine pe picioare, el începe deja să facă loturi. El deja poate să îndrătăci în scalping, să aibă acolo câteva ori pe zi, săptămână acolo, luni, marți, miercuri, să aibă niște ori, să lăsați cu două instrumente volatile și să apuci să facă loturi. Și să recompensez aceste 2 luni de zile care nu au făcut loturi de tare. Asta este momentul cel mai important din scalping. Noi tot timpul să bate în cap două reguli care eu tot timpul sunt de acord cu tensele. Traderul este cel mai mare dușman al traderului, sunt emoții. Da? Și noi ne stăruim cât maxim posibil ca să excludem emoțiile din tranzacționare. Da? Asta cum? Prin mai puțin timp să trecem pe piață. Prin a folosi strategic periodic negativ și așa mai departe. Dar scalping-ul e invers, adică te impune să stai mai mult pe piață. Și practic se bate în cap două momente foarte importante, cum situația care a spus neamnă. Da? Pe demon, deci e ușor pe demon. Real e greu, fiindcă apare emoție, apare frici și așa mai departe. Sunt dacă careva ego, că noi le vom discuta pentru scalping.
Dar, încă o dată, traderi începători, ei primele două, trei luni de zile trebuie să orienteze doar pe profil. După asta, ei trebuie să facă loc. Traderii care deja au finanțat un parteneriat, au a doua de trei de parteneriat, ei deja pot să combine asta, fiindcă ei deja sunt pregătiți emoțional. Asta e fix și își faci cum prima oară pe automobil, dar tu deja trebuie să faci careva... Da. Asta e normal, când deja ai experiență, sunt altfel. Ok, dați vorbim despre avantajul, întâi, după care vom vorbi de reguli, vom vorbi de strategii, care trebuie să le folosim. Care sunt avantajul acestui stil? Nu poate fi că tu ai făcut 100%, dar cu risc minimal. Nu se întâmplă așa în momente când traderul folosește metoda de operare, când el formează o pernuță, asta vom vorbi și cu punctul dat astăzi. Încă, avantajul? Faci. Economisești timpul. Eu îți iau unui cantități de bani. Și acum vom discuta cu lucrurile astea. Economisești timpul la ce vrei? Nu, referitor, ca să ții o anumită sumă de bani, e contract de termen lung, nu ai aceeași cantitate de bani, putem să o obținem într-o cantitate mică de timp. Asta e ca un minus. Asta e ca un minus. Nu, da. E trebuie de spus de noi, de nimicit total, dar nu cum e la fiecare de noi, dar din odată și azalt. Ok, nu-i departe. Nimic, dacă sunt preparat mult. Eu aș fi aici unul din avantajele care oferă traderul, fiindcă asta este un avantaj. Traderul se bazează, este în puțin undeva de 10% de trader, care se bazează să facă un multimotor pentru a elibera suma care oferă companie, asta este un profit, adică este un profit pentru toată companie. Dacă ai făcut ce ai făcut pentru companie lotul de date, deja bani dată să aparțin și evident sunt traderi care de start se bazează nu pe parteneriatul dat care oferă companie. Adică ei pot să facă toate loturile și în zile, adică cumulative toate, lor principalul bani dat. Este. Încă. Dacă mai sunt avantaje, hai să vedem. Că niște mai rapid la... Am vorbit, da. Da, am vorbit, profit rapid. Este asta, economisire și timp. Dacă noi așa, am avea un broker care el avea să iei swap, da, ce știi ce înseamnă swap? Toți știu ce înseamnă. Da, de comisionul brokerilor pentru de trecerea tranzacției la o zi la altă. Sunt broker care iau la 24 de ore, iau acest comision, la noi e 0 și noi nu efectează. Adică sunt momente doar când traderii, am și traderi care stă în sentit până vine transacția, să mă lăsă pe sâmbătă duminic, mă lăsă când erau spații conflictul dat, ei nu știa ce se poate să întâmplă ceva și se temeau cum trebuie un gap. Mă lăsă pe natural gaz, petrol, fie gap, mă lăsă duminic și stăreau să închide tranzacția dat. Mă lăsă cum la viața de capital, traderii se transmitează intervalul de ora 15:30 până ora 9. Ok, dar nu putem să punem pe avantaj, na, nu. Încă? Și chiar așa de ce e avantaj? Nu, avantajul e că, cum a spus domnișoara, adică când noi încheiem contractul, adică noi deja nu mai retrăim. Așa, adică se închid emoțiile negative. Ah, închid tranzacții. Da. Emoții se scot într-o tranzacțiile se scot într-o lață. Așa pozitiv și negativ. Hai, dar să-mi scrieți-o, dar închide tranzacții, adică tranzacții pe scurtă durată. Asta e și o regulă de bază. Traderul care face scalper, nici într-un caz, când ai zis prial, iarăși vorbim, nici într-un caz face scalper și rămâne acolo tranzacție, și că e gata, eu las asta pe mine, las să rămân cu cânsă. Nici într-un caz îți face pe următor, tranzacția fie să sigur stop loss, fie să închide. Nu puteți să lăsați, știți cum, repede, în schimb, ori să fac scalping, după care pop de să vă stăte pe loc tranzacția dată. Nu, indiferent ce se întâmplă. De ce aici are, cum să-mi pun impreții tranzacție și pe sau? Eu zi 26 și a spus și minus și
și discută doar, tot trei minute să echistrazează, tu te-ai poate că este oculos, ți-l de venit și gata. Chiar nu-i poate să adică poate. Cine vrea să așa ceva? Asta mare parte că să strădări care nu au plat și nu știți cum e că stau, stai, plus la un film, și chiar să putea să leagă să facă de scandă. Și este nu fără plan, fără nimic, simplu de să-ți faci scandă, ca când, când des un joc cu leagă. Da? Și în mare parte, trader-ul final, poți să ne apuzi, nu știu așa, entuziasm, trebățală și un loc profit, a doua să tot așa sau tot săptămâni, când face, dar în final ajunge moment că e minus. Din ce cauză? Pentru că, în primul rând, când trader face scandă, că el trebuie să aibă un depozit, cum vorbim acum, sau o, o anumită sumă care el o dedică pentru, pentru metodul tranzacționare și o indiferent, el poate primi toată sumă dată, el știe că suma dată este dedicată pentru scandă. Și nu mai mult, un dolar mai mult. Și atunci el știe și nu își permite să îngrezi tranzacția, trebuie să o lăsă, poate să se întoarcă, nu știu ce acord și unde fac. Pentru că ce vedeți că, de exemplu, de acolo, pe minut, când începem a tranzacționa, traderii, care este greșeală foarte mare la ei? Dacă, de exemplu, păsea stop loss, pe asta se întoarce înapoi. Nu stop loss. Nu stop loss. Peste 90% de traderii nu stop loss. De ce? Pentru că sunt multe de psic, pentru că nu știu să întoarcă. Din cauza asta voi deja nu judecați reci la piața, da? Da, acolo poate într-adevăr piața știngă trebuie. Dar voi, fie, ați fixat stop loss, gata, ați analizați greșeala, ce am luat stop loss, după aia deja piața pur și simplu de exemplu, deja v-ați fixat tranzacția de vânzare. Și trebuie, a doua oară greșeala să mă duci. Dacă o analizezi, dacă o analizați. Înseamnă că nu s-o pun de stop loss? Nu, oare fie? Sau eu te-am aruncat de stop loss? Sunt foarte multe situații. Eu, de exemplu, sunt trader care deja nu transmis stop loss, folosesc un pic de lacuri, dar sunt momente, au fost momente când chiar nu spunea stop loss. Și am mers, am mers, și am avut chiar spate și petrolul în un punct. L-au activat, l-au aruncat și bine l-au conjurat. Sunt în momente, este un moment de nervieză și chiar pe mine, și chiar eu am rămas din care de altul. Numai eu chiar. Dar nu acolo sunt bămățeni. Da, să nu mă înțeleg. Cum e de cum ele spate de filtrat? Ele trebuie să fie numite date. Adică asta e ceva natural, cum trebuie să fie la 100 de tranzacții, trebuie să fie una, două chestii. Adică nu poate nu fi. Chiar dacă folosim metoda lactul, tot așa se și ducem în jos și gata mai departe, plătim mai departe jos. Deci GPP-ul să dă, când o schimbat trendul de crescător după 2021, au avut un trend lateral, trend lateral. Și nu m-au întrebat tot, aici mi-a ceva, vai, de, cum ziceam, un trend de închep, din vârful
Cozuriocului, da? Și s-a pornit la jos. Și nu a mai fost la primul. Da? Adică, dar așa, evident că e lacăt și evident că iarăși trebuie să te concentrezi cum se întâmplă. Sunt momente de genul dat, asta e piață. Evident, pentru a discute așa evenimente, este foarte simplu, cum este foarte simplu, de a reduce la minim aceste momente, nu, dar trebuie să mai testa analiza fundamentală. Sunt cazuri când de record stop-loss-urile sau lacte se activează atunci când este o noutate de piață și trebuie de nu știu de noutate de dată. Adică nu sunt dat în calendar economic, ei, eu nu mă număr, trebuie nu trebuie la analiza fundamentală, mie nu mă interesează, ei oricum nu influențează termen scurt. Dar sunt cazuri când piața, o știu noutate, a făcut omul în sus, o corect în jos, merge mai departe după trend, dar unde a dat, o activa stop-loss-ul sau lacte, cel mai eu, care era pasat aici. Asta e una. Și a doua, chiar dacă activează stop-loss-ul și văd piața continuă și a fost o umbră, poate o știu noutate, poate rechine aruncat stop-loss-ul de piață. Ce se face? Noi suntem micuți, noi trebuie să recunoaștem. Asta este și riscul nostru în mare parte, că rechine uneori poate să facă o manipulare de piață, să arunce un volum de piață, piața nu se crească, să nu scoate bine stop-loss-ul și la toți traderi. Asta este și un limit de literatură, spune asta, aruncă traderașii micuți de piață, la inghii. Se scutură. Se scutură, da, se scutură. Evident că noi ce facem? Noi evident suntem insistenți, pune piața în jos, îmi dă confirmare, dacă mai faci o retestare, eu iară deschid tranzacții de sell și merg mai plan de jos. Asta se întâmplă nu atât de des după cum apar de altă, asta se întâmplă des când trader face greșeala care spune domnul Victor. Când traderul, el pur nu recunoaște, sau nu recunoaște lui singur, dar nu poate să spui altceva, el nu pune atât, s-a pus atât de corect. Dar din ce cauză? În primul rând, fie că ai trecut un recurs, fie că sistemul se evoluează și îl pune acolo după un nivel care el nu e atât de bun nivel, dar nu e atât de bun. El se vede pe slab nivel, dar și poate să-l străbat. Ce mai bine de văd, depus un stop-loss mai mare după două nivele, evident atunci sparești punctajul. Ce se face traderul când sparești punctajul? Deci, evident, el atunci intră cu un volum mai micuț. Dar traderul nu vrea să intră cu un volum mai micuț, vrea să intră cu volumul care vrei de download, de exemplu. Nu vrea cu 0.5. Și aici se bate în cap niște lucruri, citesc acum 35 puncte, Dumnezeu, să mergi la mergi, da? Și aici atunci se activează stop-loss-ul, nu e existat, dacă ne-au activat stop-loss-ul și o nu sunt direcția mea. Adică, sunt niște lucruri elementare care trebuie să înțelegi piața a să aibă așa momente când și a figură de schimb, când face că spate de genul dat. Sunt mulți traderi care îi scoate pe cross. Da, e că pe figură de schimb, da? E străbat, traderul schimbe seara de aici, el face așa o creștere, pe nu zice în jos. Traderul pune stop loss după linia creditului și 20 de puncte, 25 de puncte, undeva pune cu 40 de puncte stop loss. Ei îți bate stop loss, pe nu duci mai departe în jos. Stop loss-ul ar trebui să fie că e la nivelul dat. Da? Și evident că aici e un nivel puternic, dar până aici, de exemplu, 100 de puncte. Da? Dar nu vreau să spun 100 de puncte, pe orice mii dolari. Da? Știi, din noi explicăm așa de etapa practică. Ce, de exemplu, cu traderul să mergi cu un volum mai micuț aici, când poate fi anume la figura asta, la figură de schimb, sau că piața schimbă, este așa situație, când companiile mari sau participanți, valerile mari, nu au reușit să închide tranzacții de cumpărare și evident că au nevoie de o reîntoarcere, o figură de rămas bun. Și el, evident, intră și piața de regulă că străbate, străbate așa încet ușor. Străbate, străbate, după care începe să crească și când rechinii iese din piață și încet avânzător, începe brusc o cădere. Și anume aici sunt idei nouă confirmare de intrare în sală. Dar ce sunt schide și cu un volum micuț, 0.5, să-mi permit să pun stop-loss-ul care el nu depășește 5%. Și când piața, dacă continuă mai departe în jos, eu mai deschid un său tot cu 0.5, sau când se întoarce înapoi, aici mai deschid un său cu 0.5. Da? Folosim metoda adăugări, dar nu direct într-o tranzacție cu un volum mare. Asta, încă o dată, îi scuze traderul de factor emoțional. Asta e cel mai strașnic. Traderul, el înțelege și sunt cazuri foarte multe, când înțelege, puteți lucru în ziua, dar mie nu se dă, nu e interesant, da? E minusul mare. Și mai faci o mare albă, parcă așa, parcă îi convinge că aduc amușa în sus și îți vezi schimbă mai să-i plumat. Și un moment de lacă, rămâne umbra de o mare, formează rămâne pe căsătoare și în jos. Adică, sunt momentele astea care de uneori. Mai frumoasă mirea scalată. Nu se există. La întrebări, eu sunt să le dăieți sori. Pentru că asta e șoc. Mulți dintre sunt câte ani la cu, eu nu știu, dar eu am apucă inima pe mine. Eu, de exemplu, mie îmi fac la. Eu așa, mă sunt bine. Aici e ideea cu volume foarte bună. Deci eu vreau să văd nou maturin. Dar scos dintr-o parte, în nou parte numărică. Volume mic sunt tot. Traderul, de exemplu, mulți traderi care ajung la momentul dat, mă, nu iar, noi vrem parcă prea repede, prea mult, când vedem că există posibilitatea de a face și măsori acolo cu ritua și vezi punctul și dacă intram cu 2, dacă intram cu 3, nu mă problemă, da, și
și la final trader, dar ca sunt trader care e fire rulesul de acte mai calculați, aș poate viața, informați și mai departe. Inclusiv am un trader foarte bravo, care el, cum tu ori, mi-a dat mie lecții de genul, dar el tot timpul pentru volumii de piață, sau prima lui tranzacții, volumii. Uneori, la început, chiar să zic de 0-1, având depozit destul de mare, pierde. Dar în final, până la, el ținea undeva 2-3 impulsuri în jos. În final, el avea piață undeva 2-3 roturi pe piață. El se dea volumii cut și iară zic de tranzacții. La fiecare, acolo, mici străpate, mici confirmări, se dea tranzacții. El se dea 0-1-0-1. Și cumulativ, el avea un volum mult mai mare, dar factorul ăsta psihologic nu a influențat. Minus nu a influențat, ci eu minus 0-1. Nu e nimic toată. Și foarte mult folosim metoda medie și metoda de ogâne. Adică piața, el se deschide cu 0-1, piața ce a sus, nu era indiferent. El indiferent era total. Deci ce a sus? El a deschide 0-1. Iarăși ce a sus? Nu e cu 0-1. Nu, cât a sus? Nu? Cât poți duce în sus? În final asta tranzacționează spre de care au depozit $500.000. El tranzacționează o tipă tranzacții lui indiferent. El știe că piața, dacă s-ar duce la cum vreau un trader care are un $4 de vârf, să spun și suma are minus, să rămâne cu șoc. Și lui tot una, el nu era mai trist bani de jos, dar mai are ceva bani de jos. Dar din vârf, din vârf, din 2020, dacă se pune pe piața în jos, el are de bani de acolo. Într-o minus foarte mare, lui indiferent, el o mers în jos, mi-a deschis sell-ul, contul e mare, acum în jos, știam și eu, el astrează. Și are câți bani? Cu volume mici. Cu volume, la contul care îl are, volumul e ca când vinează cu 0-ul ăsta. Deci, aproape milion. 800 și ceva. Adică, e jos pe alea. Și el stă liniștit din ce cauză. Contul lui permite să stăi de liniștit. Contul de 10 milioane. Contul e jos, ceva, tine, stai. Lui, el stă liniștit. Stai, eu stau liniștit. El mai a zis tranzacții de vânzare. El a făcut profit foarte bun pe sel. Nu a făcut atât profit. Nu s-a mai făcut. Nu mai e bun. Dar el acum a zis tranzacții, lui indiferent. El, și dau exemplu, lui el e unul de trader care are mai din vârf. Fix de vârf. E ca dacă dați întreabă, e fix de vârf baiul și ai ca piață când duc în jos, cât s-o duc. Dar lui tot una, că-l schimb, când ai chiar dat piață în jos, nu crede asta, nu știu, nu știu. Nu, mi-așa pe baie când s-a început din pandemie, pe piață euro sunt întărie, ce dolară de valorizat, ce sus în sus, și acolo au avut așa o spație, cum au lăsat un baie, nu știu, chiar și nu e o scurtă. Acolo a fost la... S-a pornit în jos, s-a intrat în lacă, când m-a fost confirmat, parcă s-a duc în sus, a deschis lactul, iar pont în jos, iar într-o lacă și am lăsat banii în jos. Și mergi pe tranzacții, iarăși, iar chiar mulți iasă de lacă, dar și sunt sigur, poate el a avut posibilitatea, da? Folosind sell-uri, deschizând sell-uri, dar nu folosind noi și corect de lacă. Adică, nu e atât de corect și de lacă. Dacă menționă, lăsa tranzacții de bani de sell și deschiza mai departe câteva tranzacții de vânzare în jos și avea să iasă din lacă, avea sell-uri dat să acumuleze banii și să iasă închid tranzacții. Dar vedem să nu afectează asta. Cum știam, eu nu mă afectează nimic. Eu îl lăs tranzacții pentru YouTube ca să crească, odată cu dată. Alea cum doar tranzacții eu. Adică, logica e în felul următor. Traderul trebuie să meargă corect piață și mai ales când scoate este o tranzacție care el de idei care va supi, nu știu cum vom mai mult. Chiar vom să scrie tranzacții. Eu sunt trader care este să scrie tranzacții. Nu știu să aveți. Trader care este să scrie tranzacții. Știți că este un bun. Nu poate. Cât poate. Să scrie cu 0-2. Dacă sigur, sigur. 0,5, da. Asta, dacă sigur. 0,2, 0,1, 0,3. După care, adaugă, ce mă adaugă? Am întrebat. Am înțeles. Dați-mi un lucru despre dezavantajele, când tema este nouă tema dată, este tema scalpingului. Dezavantajul acestui stil de tradiționare care l-au traderii, pentru că au obținut dacă au auzit scalping valutare, trebuie să auzit scalping valutare, trebuie să auzit scalping valutare. De ce? Pentru că să folosească, pentru că e părerea aia și părerea aia. Trebuie să puteți să folosiți scalping. În primul rând, în sală, dacă văd așa, sunt niște persoane care sunt tineri, studenți, studenți acolo, ideea de scalping, e acolo, dacă erau prețeamă, trebuie să nu e în primul rând, persoana, de exemplu, care are activitate, are familie, în toată urmă cu oameni, știam, soțul meu stă numai acasă de zoare, doar nu pe acasă, dar vreau să aplică. Persoanele care au activități, stări, nu tranzacționează în scalping. Asta nu e normal, asta nu e cu nici asta nu e de prindere, asta nu e cum poți să ai de zoare, să călători și am și face. Și evident că, în mare parte,
strâns cadre și trebuie timp de verificare pe proastă. Nu, fără timp nu faci nimic. Te-a dat seama că de două, trei ori sunt liberi că ești de rănăzunit. Te duci pe loc și te-a produs. Ok, dezavantajul. Riscul mare. Da, risc. Risc, așa, risc, încă, timp, încă, emoții, încă. Obosea. Iar risc. Oboseală, ce se simte, te nervezi. Începe nervaș, spui, e cine, e amușa, e... Parecul, dacă să-ți contrar cine sunt, dacă să-ți contrar cine pune, pune amușa, nu știi și potrăvați și tot. Dar și pe mai aia, și pe asta sunt coașa. Asta e fenomenul contratamină. Da, asta e și fenomenul de depresie și nervozitate, reactivi și pe piață și atunci faci pe rău. De regulă, trebuie de închis pe autorul, de ieșit, de fugit pe piață și atunci pe rău. Așa, încă. A, nu cred. Pe țară, de aici, pe țară, nu cred. Ce pe țară? A, da. Deci, așa, nu este. Așa, stă gămă, hai te răspunde, așa, să putem minus pensia. Automat, pe cum te gândești, nu să faci profeție. Tot și când gândești, vrei să profeție și acum, acum. Nu, ești, nu ești, de fapt, acolo nu se judecă de aici. Nu se gândești, fiți tranzacția cu el. Da, să tot minus, am luat minus acum. Acum, dacă nu iei profit, nu? Acum ești, vezi, ai fac. Dar după avantaj, oferă un profit rapid, dar economisești timp, fiindcă am o creștere, economisești timp ca să faci profit, dar adrenalină, pentru adevăr emoții, facem loturile, să asigur, transunare pe scurtă durată, adică să îi țintim. Ok. Dezavantajul evident un risc major, că el în adevăr e mare, mă ales trebuie dacă e la început de drum. Dacă la început de drum ești riscul, aș spune că e 50-80%, trebuie să facă ceva greșeli chiar încă mină de depozită, deci cauza pe el la început și cei ce avea până cu nervozitate, dă să restituie înapoi, măcar unii în ram, dar măcar mai aproape, dar măcar și în final timp ca să duce la careva greșeli foarte mari. Timp. Într-adevăr, el consumă timp, emoții. Și o seară de să practice aceleași lucruri. Emoții sunt de toate aici. Emoții sunt atât de pozitive și toate. O bună parte din emoțiile sunt negative și uneori ele se reflectă și asupra modului nostru de viață. Adică deja, într-adevăr, dacă la început de către trei un minus oarecare, o pic la altfel îți compoți și familie, o pic la altfel îți compoți și prieteni, parcă nu vrei nimic, parcă tot supra cu tine. Asta e și când noi, în general, să te duci ceva, uneori ai chestii dat, sunt trei de pregătiți de anul, dar m-am început să compoți la altfel și cu niște prieteni, deja uneori mă răzbun pe dânsă. Este chestia dată, trei care trebuia uneori să țipă așa cu numiul și el nu trebuie de discut în așa mod, dar într-adevăr când iei în așa mod de risc, pe uneori poți să-ți permiți să sară, să barierea să se depășești. Ok, există sunt avantajele, dezavantajele, evident că parcă sunt și avantajele puternice, dar sunt și dezavantajele tot puternice. Noi acum vom vorbi mai departe despre forme de scalping, că puternice sunt forme mai ușoare, sunt forme mai agresive. Poate ați cunoașteți? Cum ar fi o formă mai agresivă de scalping, în părerea mea? Volum mare. Volum mare, un pic mult, da. Ce e prin scalping? Tranzacția cu un volum mare pentru o perioadă scurtă de timp. Da. Adică timp cu volum. Este mult agresiv.
Asta e agresiv, volum mare. E agresiv. Ce înseamnă agresiv în punctul de vedere? Cum ar vede eu agresiv? Iarăși, mulți specialiști în domeniul dat, numiți specialiști. Agresiv văd atunci când trader, de exemplu, el intră în perioade scurte de timp, și aici se focusează într-adevăr pe un scurt foarte, o perioadă foarte mică, adică chiar în perioadă de M1, M5. Deci el se focusează într-adevăr pe punctaj minim de puncte și într-un volum mare. De ce este foarte periculoasă perioada de M5 și M1 pentru scap? E foarte volatil, e foarte speculativ, indiferent de instrumentul care este. Perioada de M1 sunt toate calibanele, sunt toate oscilațiile care sunt pe piață. Mici de contracte, piața la poc, deci în sus vine înapoi, face umbre. Cei ce în perioada de cașum, asta nu se simte, da? Sau între 10 și 15. Perioada de M1 și 15 este foarte periculoasă pentru traderul din toată etapa asta, el vede doar bucata asta. Și uneori, el văzând doar bucata asta și deja se inhibează în bucata asta, el pierde în final tot general ce se întâmplă pe piață. Și în final el pierde, se orientează, așa spunem, în perioada asta de bun și piața poate să întoarcă, e sfârșit de impuls sau de corecție aici. Dar el nu merge pe tranzacții de vânzare, pentru că în M1 era confirmarea aceea de tranzacții de vânzare. Adică perioada scurtă de timp este foarte periculoasă. Eu, din punctul de vedere, vedea ca un risc major. Perioada scurtă de timp. Volumul mare. Aici, iarăși, traderul nu își poate permite să întâmplă un volum foarte mare. Ce înseamnă volumul mare? Volumul mare este dublu, triplu față de volumul pe știu care traderul îl folosește. Dacă el, de exemplu, permite un concept folos, el la tranzacționare în scap, e multe cu două locuri, trei locuri pe piață. Nu mai mult. Nu trebuie să sunt cu 10 locuri și așa mai departe, sau cât marjă liberă, trebuie să sunt marjă. Adică asta tot este corect. Eu văd riscant sau văd o metodă agresivă doar la nivel de timp. Timp scurt. Și atât. La perioada de timp care este piață. La volumul de mare, evident, tot este o limită, dar asta trebuie de înțeleg cum poți întâlni. Și la volumul că este marjă dat și într-o zonă avem tranzacționare marjă, care marjă nu-mi permite să trăim cu volume mare decât sau ieșit din comun. Da? Adică la câteva voturi, nu îmi oprește piața, pe tine petrolul marjă e mare. E 3.000-4.000, nu e micuță, dacă era micuță, că traderii vreau să nu te activi pe dânsă, pentru că traderii care când fac scalping, urmăresc la criteriul dat de ca spread și ca marjă, pentru că ei vor să fie spread-ul cât mai mic ca să ascund spread-ul dat. Și iarăși scalping nu ne înțeleg, de exemplu, în cazul dat, ne înțeleg că și aici avem punctajul țin, da, am scris asta. Și asta este metoda agresivă de tranzacționare de focus scalping. Scopul acestei, iarăși, scopul, și nu scris scop, când el trebuie de combinat ca să fie corect înțeles sensul lor, în primul rând trebuie să înțeleagă ce e scopul între piață. El dacă tinde să facă roturi sau profit. Pentru că acolo îți explic o strategie cum faci roturi pe piață ușor, simplu, fără multe emoții, și chiar dacă sunt fit în partea acolo, scopul, vreau să facă profit. În cazul dacă faci profit, profit. Deci el spune profit, nu s-a interesat. N-am interesat să rotul, el trebuie să facă profit, să crească rotul repede de la un anumit punctaj care el s-a testat. Cum ar fi? Te faci o șantă să nu mai bună în ce să facă profit, de exemplu, de 3.000 dolari. Eu, de exemplu, fac scalping, dar eu sunt metode mult mai ușoare. În perioada de mult, cine fac, de exemplu, fac scalping sau în 5, este foarte greu de lucrat, fiindcă te consumi, trebuie să zici în spunct, uneori mai mult poate să nu le fac. De ce noi vom exclude dintre asta la scalping pe această perioadă, e nouă nu trebuie. Cum noi putem face scalping? Păstrăm volumul, fiindcă asta este specific pentru scalping, volumul mare,
în cazul micuț, dar făcând o metodă mai legeră de cazăstare. Și dați-o să explic cum eu văd asta și dați-o să înțelegeți ce vreau să spun eu. Cum eu văd fenomenul ăsta sau metoda asta mai liniștită? Evident că noi la scabile trebuie să folosim careva indicatori, procesatori sau de trend care să dea nou punct de intrare. Evident că noi la scabile un pic direcția, noi nu putem să o stabilim, din ce cauză, fiindcă numai la metoda asta e greu de depistat, fiindcă focusăm de pe perioadă foarte scurt de timp, dar nu mai are importanță care e impuls corecție, oricum că poți să răspundem să fie corecție și pe impuls. Cum eu văd metoda clasică de transacționare la scabile folosind metodele care domnul Victor, să spui metoda cu careva indicatoriu, să spui metoda care o folosesc eu ca metodă clasică, care eu consider o formă de scalping pasivă, să spunem așa. Piața se mișcă. Impuls, corecție, impuls, corecție, nu contează. Eu asta fac în M30H1. Adică avem impulsul, corecția, și acum și după părerea noastră, să vă întreb care este cea mai sigură intrare pe piață, ca multe ca așa la ușa o stație, unde cea mai bine eu trebuie să după părerea noastră. După nivel. Nu. După nivel, după, e ca situația asta. Unde ar fi mai bine sunt? Eu spun după 3 nivel. Etape. Aici, aici sau aici. 1, 2, 3. Unde e cel mai bine trebuie să intru în piață? Sau cel mai sigur intrare? Care e este? A doua. De ce a doua? Nu știi dacă ce o să întâmple, sus, jos. Ok, dați-o cu prima. Prima intrare este atunci când după Fibonacci, după nivel, ei oferă intrarea punctului inițial. După psihologia vieții este felul următor. Ce se reprezintă este punctul de întoarcere. Este atunci când deja viața părinții se finisează. Ce înseamnă părinții se finisează? Evident că în corecție, aici fiecare participa în piață, dar mă refer la companii, bănci, fonduri, caută să cumpere activul dat la cel mai mic preț. Și noi am mai vorbit asta la o materioasă legat de petrol. Ce înseamnă la un mic preț? În primul rând, sunt mai mulți, după posibilități, participanți în piață. Sunt companii, încă o dată, care lucrează la volum mare, dar cu marjă de profit micuță. Nu trebuie să crească petrolul acolo de la 99%, nu trebuie să crească acolo câteva puncte și el are deja profit. Sunt companii micuțe care se orientează pe volum, pe cantități mici, dar pe profit de marjă mare. Asta așa Republica Moldova, asta tot două. Dar sunt lideri, sunt cei care vin mai jos. Și evident că corecția asta este o luptă pentru cel care cumpără cel mai eficient. Dar nimeni nu știe cât de mare ar fi corecția sau căderea dată și care ar fi potențialul. Că ați putea mai cumpăra de la prețul dat, toți vor să cumpere dici. Dar ați putea mai asta sau nu. Evident că mare parte, toți sunt conștienți sau cei mai mici care vin în scală mai jos, înțeleg că când ați companii de mare, atunci va fi un nivel ca piața să pănească sus. Adică ei sunt cu volum mare de piață și evident că va porni piața în sus, deja restul de frică, adică vor intra mai departe, cum de contrat și ala, descoper și eu deja activul dat. Da, spune volumul de cumpărat. Și evident că punctul de intrare, ori el e sigur, evident, după, folosind după metode, dar sunt cazuri când piața se pornește aici, și poți să fac careva oscilații, după care te diverți cu mai departe în sus. Eu mă de ce e punctul 1, după punctul meu de intrare, nu este cel mai bun punct de intrare. El este bun pentru că noi căutăm să cumpărăm cel mai ieftin, dar uneori noi îl depistăm, fie prea devreme, fie prea târziu. Este așa nimic, da? Adică noi intrăm după Fibonacci, după străbatele 32, dar de multe ori piața mai testează sau face careva consolidări, sau o faci încă o cădere și pe urmă sunt sus, sunt momente diferite. Din ce cauză? Încă piața sau cumpărătorii sau vânzătorii piața nu s-a decis sau nu s-a gata să pornească înainte. Da? Sau nu a intrat un participant pe tine pe piață, nu a intrat pe timp. A doua intrare. Când deja piața s-a pornit, a intrat, spunem așa, o participant pe piață sunt pe tine. A doua intrare, este bună sau nu este bună pentru a intra cu volum mare, pentru a punctaj bine? Da, eu vorbesc doar de baie, pentru că e tot discutor, doar de baie. De ce? Poftim? Adică eu sunt de centru în baie, dar la nivelul dat. Este asta o posibilitate bună. Eu, după părerea mea, asta este blocul 2, asta e blocul 3. După putere, după siguranță, risc, profit, asta e blocul 2. De ce? Poate asta e părerea mea, dar sunt de părere că, evident, că aici uneori
sunt momente de genul dat, piața crește, face o consolidare. Dacă ați observat dumneavoastră, este așa un moment, dacă folosiți indicatorul Fibonacci linear, aici este așa un nivel care se numește 23.6. Și ați observat așa chestii, când spornește impulsul tot așa frumos, cu lunare albă, puternică, ajunge în 23.6 și se oprește. Și începe să nu ieși nici puternic. Da? Într-adevăr, stați atenți foarte mult la nivelul 23.6, el așa un nivel atât de specific pe tranzacționare. Piața de regulă tot timpul ajunge până la dânsul. Aici este momentul între nivelele date, dar nu vorbim de figurație, vorbim clasică. Adică, eu aș pune după importanță, da, e într-adevăr o intrare foarte bună, fiindcă că deja 80% din participanți piață sunt convinși mai departe, puteți să mă crește sau nu. Și evident că eu pot să întâmplă pentru tranzacții de cumpărare mai departe. Dar, pentru mine, după părerea mea, cea mai bună confirmare pentru a-ți fi de tranzacții cu un volum dublu, triplu de piață pentru un punctar de 520 de puncte sau folosind figurații expansiuni, este anume la străbaterea punctului maxim aici. Adică, a treia intrare care este aici. Ea este pe sfârșit, ea este practic, dacă să vorbim după logică, este la sfârșitul impulsului, dar după părerea mea, încă o dată, eu consider că asta este cea mai sigură intrare pe piață, adică asta este locul întâi după părerea mea. De ce? Fiindcă în o mare parte aici, dacă piața într-adevăr a depășit punctele maxime, aici nu mai este vorba de gata, piața poate să întoarcă înapoi. Chiar dacă formează și aceeași figură ca cumie, el oricum va merge până la Fibonacci expansiune 61.8, sau aici depinde iarăși cât de mare a trecut corecția, dar oricum merge în 520-30 de puncte, oricum piața merge la nivelul dat. Unica ce poate fi la mine, și eu sunt sigur pe asta, că el poate să facă o consolidare, o lumânare sau în câteva lumânări, poate să facă o mică întoarcere înapoi, spuc înapoi sus, dar el poate numai să testeze nivelul dat. Și-am vrut să spun o situație, numai care nu trebuie să vă ieșit, intrați în așa moment, care e anume aduce minus, adică e te duce în eroare. Și după părerea mea, asta este o metodă de scalping pasivă, adică eu intru în perioada de între 10 ca și 1, punctul meu de intrare este răpaterea punctului maxim și închiderea lumânării mai sus de nivelul dat, pentru tranzacții de o perioadă scurtă, cu un profit mai mare, cu un profit mai mare, triplu. Decât stau în perioada de M1, în 5 stau să fac scalping sau stau să retrăiesc pe tranzacții și stau în emoții foarte mult. Asta este metodă clasică pe care noi folosim. Și după părerea mea, el lucrează foarte bine. Acum, momentul care minusul e, care e este, sau care îl văd eu la dânsul și care eu am pățit la dânsul. Nu merge strategia dată în cazul în care perioada de H4-H1 se formează divergență sau convergență. De ce? Pentru că în cazul când piața formează divergență și convergență, ea tinde să nu iasă punctul ăsta maxim, dar nu pe perioada mult de timp. De ce? Pentru că ea le face așa. Văiere de maxim, dar mici. Mici așa. Linoiește, nu poți spune că nu linoiește. Dar nici nu se duce mult în sus. Nu fac un cup cadu, zile acesta. Cadu. Dar parcă ce în jos, dar făcă înapoi. Iar ce în jos, iar făcă înapoi. Și anume de convergența care se formă pe cad, în așa model nu lucrează. În așa spație nu lucrează această formă de scaldă. Ea lucrează atunci când deja nu se formează, nu este divergență și convergență pe piață, dar este simplu trend mișcarea dată. După părerea mea, cea mai potrivită sau cea mai sigură intrare este intrarea asta, e evident și intrarea numărul 2. Intrarea numărul 3 este intrarea pentru tranzacții perioada lungă de timp. Deci, pentru că eu îmi permit să-i pun un stop loss mai mare, să-i pun un stop loss, cum am spus, dacă am vorbit de punctul anterior, minim, să-i pun un stop loss aici, și eu evident că nu-mi permit să intru cu aceste 2-3 loturi. Pentru că dacă cade și mă duc în minus mult. Dar aici eu stop loss pot să-l pun după nivelul minim. Îmi permit asta, fiindcă piața de regulă nu tinde să străpată acest punct, dacă se trage atenție la dânsul. Dacă l-a înnoit, el poate face o lumânare, sau poate face un doge, fac o mică cădere și după care mai departe duc în sus. Și asta mi-e permite ca o siguranță minimă eu să duc pe piață pentru a face un profit. Asta e metodă pasivă, după părerea mea, de a face scalping, folosând termenul dat, sau noțiunea de acolo la pasă cu volum mare și în caz de punct. Perioada de scurt, eu nu pot numi scurt. Eu pot să numesc în perioada de medie de timp sau chiar în perioada așa, dacă să vorbim în scalping. Deci, eu folosesc perioada de dat, pentru că perioada de dat nu poate fi speculări de genul dat. Dacă eu mă uit aici în perioada de M1 5, mi-aș merge aici așa situații, mie să-mi pare că deschid sâl. Și poate deschid chiar sâl și pe piață duc înapoi în sus. Adică eu nu pierd focus pe piață, eu înțeleg direcția care îți duce, minim perioada anului 10. În felul următor.
eu văd clasic fără careva indicator, nu doar MSP-ul pentru a mă asigura bine, pentru a mă asigura de careva divergență sau convergență care se formează în viață. Doar el mă poate ajuta. Evident că am putea să vorbesc metodă mai un pic mai agresivă, așa o medie, care noi putem folosi într-o perioadă mai scurtă, cu careva indicatori, intersecții. Ele de astea sunt foarte multe, apropo, indicatori care se intersectează două puncte și ne dau un nou intrări pe piață. Asta pentru a efectua profit. Scopul acestei tranzacționare aici pentru a face profit. Profit. Și inclusiv și lotul, când faci volum dublu, triplu, evident, lotul îl faci mai repede. Dar evident că eu fac profit, eu nu pun... Când traderul se orientează să facă loturi, el pune lui ce trebuie, să se acopere spread-ul care e de broker și să închide tranzacția 0 sau într-un 10 punct profit. Lui nu trebuie, el nu vrea să... Ei, vreau să mănânc, dar să nu mă îngrijesc, da? Așa ceva genodat. Ori, adică trebuie să fie, ori fac asta, ori fac asta. Și așa în cazul nostru, adică noi ne focusăm profit, loturile astea noi nici nu ne focusăm că ele se fac. Se fac. Adică aceste reguli fac traderii care au parteneriate, au conturi mai puternici, deci nu efectează loturile, ei fac loturi numai pentru comisioane. Da? Să primească cele 3%, 4%, 6% și cashback-urile care trebuie să le primească. Restul, deci nu interesează nimic, adică nu am double hit și vreau să fac acest parteneriat. Și acum și domnul Victor Zadeu strategii tot pentru profit, dar cu un scap venit într-o perioadă un pic mai scurtă și după care ați văzut discuții în crap pentru a face loturi, tot cu minimal minim emoții pe piață. Și ce scapul îți folosește iarăși? Îți folosește un instrument de foarte volatil. Dar cel mai bun instrument e volatil pentru a face scapul? Probabil cu brandul, au istoria de care au strădul. Noi avem nevoie ca să facem scapul. Acolo este moment, el tai nu schimbă, dar... Aici am plac semnal, la preț nu fie low și haide, pentru că cumpere maxime și mine, ca să fie prețul de închide. Adică urmarea că se închide, atunci sunt niște ștocat, în momentul în care urmează pe maxim. Da, și interiul de luată 5-3-3. Acum, ne dă seama ce tipul de tranzacție de schimb. În momentul când un din leverage 50, trece sub nivelul 100. Adică, ce reprezintă general un nivel de 50? Ce e clar? Perioada 50, perioada 100. Da, 50 lumânări și 100 lumânări. În momentul când prețul la ultimele 50 de lumânări trece sub nivelul 100, atunci vede rând de acțiune cu tranzacții de vânzare. Când este cu tranzacții de vânzare? Numai în momentul când are loc răspunderea după stocastic, cu meza de trai, ne orientăm după stocastic. Respingeri la nivelul 80. Iată în nivelul punctului. Aici are loc intersecția lor. Se vede? O intersecție. Dar dacă nu uităm mai atent, când e punctul dat, noi începem a merge pe tranzacția de vânzare. Când moving average 50, trebuie să moving average 100. Și am spus pe bază. Și anume, momentul când
primul moment de intrare este aici, pe stânga nivelul 80. Următorul moment de intrare fiecare dată o să vezi pe tranzacțiile de vânzare, numai până în momentul, nu merge doar tranzacțiile de vânzare, până în momentul când deja moving average 50 nu va trece deasupra la moving average 100. Iar, în momentul să dăm un istoric, o să vedem un istoric, cum funcționează. De exemplu, cu tranzacțiile de cumpărare, când merge cu tranzacțiile de cumpărare. Adică, din punctul dat, noi deja avem reacția de tranzacțiile de cumpărare, iar și vorbim de perioada de 1 în 5. Primul meu moment de intrare o să fie în punctul dat. Și la fiecare respingere de la nivelul 20, când vorbim de tranzacții de cumpărare, vom merge și ea. Există profituri mici. Nu ne axăm. Iar în ce constă scalp? Scalp, cum trebuie cu volum mare, cu profit mic. Dar tot timpul trebuie să ne axăm faptul ca să nu expunem contul la risc mai mult de 2-5%. Persoanele care pot să fac scalping, de ce nu pot să primești pe ea. Vreau, dar vrem cu olism. Olim, ori mor la pală, ori la spital. Asta e total greșit. Noi trebuie să fim, ca noi să intrăm cu un mic. Da, sunt case excepționale, cum spui. Și pe mâna, apropo, pe mâna faptul ăsta trebuie să fim în cont de fapt de analiza fundamentală. În cazul când apare o analiză fundamentală, poți fi plus, modificare și direcție. Chiar dacă este o casă, mi-era pe o mic potrivit din cumpărare. Și apare noutate, noi, automat, nu mă faceți. În cazul că asta e, cred că, cel mai bine miercuri, nu mă faceți. Când iese la diferență, resta este pe petrol, regulă de aceea vă spunează pe unii pașul, nu pe 130, de ce mai bine acolo nu de drag, de scutat miercuri, de scutat montată, după care ea nu de deschis tranzacție. Deci, e simplu, astea metode a fost pe promotor, a scoat piața, de regulă petrolul trebuie să nu știu cel mai bun. Ia dați-vă ca și unul și faceți câte de inimă. Ea are diferite zone. Ea căutați-vă și foarte, foarte interesant. Fiecare instrument are ora lui când îl smiși cu merim. Știți asta? În ca și unul, combinația de câtului Y reprezintă un interval de zi, 24 de ore. Și evident că aici poate analiza când îl smiși cel mai foarte. Dacă îți vede aici o perioadă, în parcă mijlocul zilei. Toate, cu mijlocul cu sara, da? E că se mișcă cel mai bine. Practic, în zile americane, citați. Adică 4, se depistează, dar dacă observați, când pe aia se trăzește, adică până la 1 de 10, 1 de 12, piața nu este cam în certuri. De ce? Depistarea asta nu depinde doar a mult. Depinde foarte mult de instrument, de perioada lui, nu e asta se repetă ani de zile, ca să se numite diferit. De ce a mult actuală este situația asta? De ce e că după ora 4, 6, 5, 6, puteți să trapează o oră, două, dedicat, nu știu cum, de tot de dat, care este un punct. Trebuie să ne discute efective. Iar, noi, de exemplu, eu trebuie să nu acunosc de dacă nu vedem. Noi, ca să trebuie să potul la scurță, drag, ca lume, metoda ta este nevoie ce am spus de stat cu tema. Am văzut să vezi, să vezi, să vezi, să vezi, de ce nu vezi, să vezi, am auzit o metodă bună astăzi la masterclass, mă arăt ca să nu-i concep, trec automat pe real. Și-a spus, eu nu-i vor, nu-i vor, nu-i vor, nu-i vor, nu-i vor. Voi, în primul și primul rând, trebuie să testați orice instrument nou, orice strategie nouă de tranzacționat, cel puțin voi trebuie să nu-i încercați, să testați ideea, ca să vedeți, ca să înțelegeți lui bine. Este pentru ceva, sau nu este? Trebuie să vă sincer, adică, eu în general am problema asta, unde eu știu eu să mă simt și vorbesc cu mine, sau să după strategie oricare, sau testez o strategie oricare și văd că este planul merge și parcurs cu planul numărul 2 și mă ocup cu altceva și acolo merge, profit vinul și dacă ești profit cu strategie bun. Deci asta e pe care să nu te mergi și pe tine, să nu te vreți faci cu toții. Deci ea este mandată și pentru vorba spune, dar ea și foarte periculos cu niște lucruri care te trebuie și pe toți. Eu, de exemplu, am înțeles pentru mine, eu mai bine testez pe alcool,
minim, dar perioadă spiată, că oricum atât mai e altfel de tranzacții strategice, chiar dacă e nou. Eu am dedicat și bradul și depozit la practică, eu am fac testări cu dânsul. Asta mi-a ajutat să mă focusez, într-adevăr, adică eu dacă testez, înțeleg că nu-i video. Pentru că e video, nu mă motivează să stau sau să fac testez ceva, eu stau de două, că nu știi, merge la testez, eu e bun. Sau nu merge, da? Dar asta nu poți face în două, trei zile să testez pe ce, dar te trebuie o lună, lună, jumătate, două zile să mergi, să te dai o mare care e randament, că tu zic, 2017 și Europa, am stat, două luni zile testat cu Duna, rulul am spus că am mers face cu aceea unde la Zartul. Asta Zartul, am mers trei zile, când m-a fost. Scăpat la zile să fac ce-mi costă. Și din simplu motiv, că deja nu gândeam legi asupra vieții și nu m-am asigurat. Eu atât deja eram, spune, cum este poștul dar în prieteni, așa deja eram în prieteni, chiar pe rulul am spus că deja eram sigur că nu știu un mic proiect. Este așa un moment, noi vă expunem asta pe multe dati, trecute pe noi sau pe prietenii noștri, de multe ori vă spunem că așa, așa e corect, așa e corect, dar evident că trailerul nu urmă asculte, să face și Brian să facă, și iarăși în sală de astea sunt mulți și diferite situații, diferite niveluri de pregătire. Și, de exemplu, dacă îi duci cu căpuri în mașină și îi spune, mă, poți să ieși cu 200 prin oraș, 120 prin oraș, dar spui la 100 de oameni. Dar unul poate îl zicem că îi lua permis, dar unul poate are 10 ani deja de conducere cu mercul și automobil. Adică informația asta mă vorbim și tot diferit din noi. Deci ea testați de multe ori, 10 ori testează, 7 taie, 6 ori transaționare, testați de multe ori, deja fiecare înțelege cu părești, pe demo, pe real, dar o putin cu spus și spun de risc și așa să mă pus încrederea asta că gata să testi cel mai bun, azi și piața să meargă 100%. Atunci te regu că traderul e convins că piața să meargă 100% în direcția lui, atunci aș nu merge direcția. Și fiindcă nu poate fi așa, adică nu cum poate fi așa, poate fi, dar traderul atunci nu înseamnă că el face o analiză la frecvența, la emoții, are pe ceva, este o euforie. Ok. Da, ce poate din punctul dat, din punctul dat se intersectează, adică când linia albastră e reprezentă moving average 50, când trece sub linia roșie. Din punctul dat, deja eu mă acces cu tranzacțiile de pierdere. Și când e intersectul da, și când deja moving average 50 trece deasupra moving average 100, deja merge cu tranzacțiile de pierdere. 50, 30, sub moving average 100, atunci deja noi ne accepte tranzacțiile de vânzare. Sell. Moment de vânzare, poate să facă. Moving average 50-30 pe supra. Da, 50 albastru. Eu, ce da. 50 albastru. Chiar e mai jos. Mai tot timpul e mai rapid. O sunt fluctuate de sensibil. Fiți foarte atenți și la combinații de numere. Adică perioadele 1, teoretic, e ușor să vorbesc, practic, e interesant, eu am văzut foarte mult
jumate, pe lună, lună jumate, dar, într-adevăr, să lucrați cu dânsul ca să înțelegeți caracterul acestui sentiment. Deci, se vom fi diferit și o să-mi sigur că în așa moment, deci poți lucra și poți să are tranzacții de cazare, dar ești atenția poate să nu fac cele 10 puncte, doar că pui în jos. Sunt momente diferite anume la un nivel dat, când astea trebuie să trebuie să trebuie să vă opriți. Trebuie să vă usiți anume și să-mi simți piața că gata, nu mai are puterii să covare, fiindcă uneori indicatorii dați poți fi fi interziați, fi prea de vreme să ne reprezentare dată. Că fiți foarte des, trebuie să folosim indicatorii, dar trebuie să nu că stric doar la indicatorii dați, trebuie să înțelegi ce faci pe asta. Unii e vrescut și împrai e vrescut, care are putere sau nu. Fiindcă sunt foarte bine că dacă putem da evoluție ei și unul ce vreți fac. Nu e punctul ăsta. Chiar dacă movingul încă aici arată de vreo de bani, eu sunt sigur că deja intrare de vânzare nu este bună, da? Adică sunt niște momente care trebuie să combinați. Adică strategia este foarte bună, dar iar dacă îți fie uscat, asta cum mâncarea și care nu fără nimic, dar fără sare, fără nimic. Adică e bună, dar e nu e atât, nu e de plină. Combinați de lunări, ciocan, figuri de înghețire. Trebuie să aveți conștiința pe nivele date, mai plăsați niște nivele, la asfaltul de forma dată, tot foarte bine și putează și nivelul. Adică, ce înseamnă nivel? Nivel de H1, H4. Se depistează un coridor mare, care prin H1, H1, H1 ar depistați, când dați în M1, el e foarte mare. Știți, în coridorul dat, el mai mult timp duc în jos. Adică, dacă îți trebuie să trebuie să trebuie tot nivelul, da? În H1. Și el străbate nivelul, în H1. Este această metodă, tot e că am fost formatată, dar care va adopte din practică, spun așa. Eu știu că în jos, eu mă transform în M1 și deja văd de mișcarea asta, da? Adică e în M1 să fie așa, în jos, în sus, în jos, te spune că asta deja e în M1, da? Dar eu știu că de aici până aici, pe asta să ajung în H1, da? Adică e trebuie să ajung, pentru că nu e greu. Și eu știu că în M1, pe asta e trebuie să scopoare așa, dar să facă e ca așa semne mișcări. Că ești practic ce situație, eu trebuie tuț, eu pus în sus, în jos. În M1 ar arăta, cred că așa, o mică credere, urmare, altul și așa mai departe. Care este adoptarea care eu folosesc și destul de bine lucrează? Anume, cu stoposul micuț, uneori poate fi așa, mai ales petrol, să vă-l activeze și să întoarcă înapoi. Vă doriți ca punctul de ieșire de vas orientați aici. Adică stoposul să fie în nivelul dat. Asta îți faci și matematic, trebuie să înțeleagă. Sunt cazuri când traderea sau de formă agresivă, nu folosesc stoposul, iarăși, oricum, momente sunt diferite. Nu folosesc stoposul, dar el știe că nu undeva el îi s-află în coridorul dat. El știe că aici, de exemplu, sunt 80 de puncte, da? 80 de puncte. Sau 800 de dolari. Adică el știe că dacă ții de aici ar fi 600 și e 800 de dolari, da? Păi el știe că are la depozitul lui sau are în astea, știe că cu cea mai multe tranzacții lui poate duc atât. Dacă asta coincide cu 15% de depozitul lui UK, dacă nu, el scade de riscul dat cu volumul, refer, adică scade la volumul care este. Și tinde ca toate stop-loss-urile să fie plasate la nivelul dat. Fie că manual, fie că el urmărește tranzacția dat. Dacă se răbate nivelul, să am cu UK, să am cu UIS. Și adică schimbi tranzacții de vânzare aici pentru punctajul dat. Asta este metodă, depinde iarăși de instrument. Adică eu așa, ziceam, de tranzacționar, eu nu am un coridor, eu mă bucuram că piața să răbate nivelul, când am ajunge aici, eu nu pot schimb tranzacții. Știam că dacă să răbate, mă apuc de lucru. Dacă nu, nu e să mă apuc de lucru. Da? O să răbătut, eu știam că dacă face de stare bine, dacă nu, mă ducem într-o perioadă scurtă și începem să fac până aici jos și avem de lucru. Este asta metodă, fiindcă sunt cazuri când și asta cel mai rău, când trebuie să meargă fugă de urma pieței, se întâmplă așa situație, și tăți calculi primit așa situație, când traderul schide sell, piața duce buy, schide buy, piața duce sell. Schide sell, piața duce buy, și e ca așa vorbă piața până când el nu se oprește de tranzacții date. Și să nu fie așa spație, el trebuie să meargă doar pe tranzacții și trebuie să aibă puncte de șire, uneori puncte, uneori moving-uri, dar cel mai sigur după existența mea să se nivele, de ca un nivel care el e propus. Este această o metodă, tot așa eficientă, ei ne-ar lua cu punctul de intrare, dar punctul de șuri uneori el poate să ne arăte prea micuț. Dar și prima, este metodă mai legeră, mai, cu mai puțin timp, cu volum mare și pe punctaj minimal, acolo 520 de puncte. Eu mă retez în orice vreți tranzacție să meargă până la 61 poate până la expansiune, prima metodă în care v-am arătat. Dar ele am de metode focusate pe profit, adică noi scopul să facem bani, scrie de puși prieteni. Asta de regulă trebuie de fapt, sau eu nu-mi permit, sau nu-mi permit, dar îi recomand, când în prima lună, lor de tranzacționare, eu asigurarea contului.
Și asta, nu știu, bine sau nu bine, dar traderul tranzacționează un pic mai agresiv. Fiindcă el își permite, el poate să facă multe tranzacții, deci nu se meargă în categorie, noi la practic vă spunem, sunt trei categorii de trader. Care vor veni stabil, care își controlează depozitul și care vor să ridice sau lucreze să plătesc depozitul. Dublarea și controlarea de depozitul se întâmplă numai atunci când ești asigurat că poți să lucrezi sau într-o perioadă scurtă fără asigurarea dată. Nu e corect. Sau că traderul are experiență deja un an, doi și așa mai departe și deschide gol de trader cont. Asta e pentru profit. Deja fiecare se adoptează după dânsul, după instrumentul pe care tranzacționează, după timpul pe care îl are pe piață, după suma care poate să ducă minus fără ca dânsul să afecteze asta, pentru că asta e cel mai important lucru foarte important. Nu de mult am întrebat un cunoscut, unii se investească niște bani. Și eu iar spun, tu investești toți banii tăi sau tu investești o parte din banii tăi. El nu în tranzacționare, el ceva afaceri, imobiliare, nu știu, cripto, nu știu, ne vorbim el acolo. Uite, este în momentul dat când traderul merge și la riscul mai mult de 5% din depozit, din asta îl afectează și îl doare. Da? Și evident că el retrăiește în tranzacție, când nu sunt emoții, dar mănânc foarte mult. Când îți duci $100 asta, de exemplu, cum a spus domnul Victor, 2%, 3%, 4% din depozit, nu sunt tot bun. Și știi că el, dacă reduce minus, ești suma dată sau mai mult acolo, nu e indiferent. Și el deja se poate preta să facă votul este mult ușor. Emoțional. Eu tot timpul tind că trebuie să scăpi de emoții, să minimizeze emoțiile pe piață. Ok, asta cu lotul, ca să încercați pe demo, încercați și metoda asta, încercați și tot glosul 25 puncte de take profit sau 10-15 puncte de take profit și o altă metodă care pentru scalping, dar pentru lotul cei care au parteneriat, pentru că mulți văd că au probleme cu asta, este foarte simplu ca tare. Dacă să lucrăm din logic, mai loturile date, iar trebuie să facem lotul brokerului, companiei. Ce înseamnă lot? Lot închis, indiferent cu ce volum, el trebuie să închide la mine în 0, ca eu să nu super care va pierde. Adică eu să-l scup ce? Spread. Spreadul pentru mine e o problemă. Indiferent de ce instrument. Nu cel mai bun instrument, că tare pentru asta e GBP-ul, care are 3-4 puncte, nu mai mult de 4 puncte. Acum iarăși ce e interesant în mișcarea noastră, indiferent că e creștere, e cădere, în sus. Eu tot timpul exclud primul mod, asta este după Fibonacci și este nivelul 50-68. Este a doua și a treilea până la Fibonacci 60-68. Este trei idei astea unități, spunem așa. Acum, cum eu să fac loturi ca trader? Eu în staționarea mea trebuie să fac loturi cât mai multe ca să scăp parteneriat, să iau alt parteneriat, să fac comisioane, să spunem așa mai departe. Cum eu pot să fac asta? El că tare așa e de simplu, nu mai aveți idei. Eu ce pot să fac? Eu știu trendul, eu știu impulsul, eu știu că ca prima privată este scutere, așa, de tranzacționare, fiindcă el nu e ok. Uneori trebuie și din atries să tem, dar de regulă asta ați explic ce care pot fi cauze și cum te sluați o minus și cum să fugiți de așa greșeli. Ce faci trader? Este foarte simplu, faci ceva cunoaște de această strategie. Trader trebuie să fac să închei tranzacția 0 sau hai să spunem 0, dar într-un profit de 10, teria $20, adică un punct, două puncte. Cum traderul poate să facă? El evident că știe de zonele date, are nivelul 42 sau 50 și el începe ce să facă? Să plasează ordinea amânată. De buy, stop. Buy, stop. Și evident plasează la această tranzacție și take profit. Cu stop loss sau cu 6.000 și 6.000 cu stop loss. Take profit-ul, cât îl plasează el? Poate să-l plasează și 3 puncte. Eu jel să-l plasează și 3 puncte. El plasează take profit-ul 3 puncte. Take profit. Egal cu 3 puncte. Și automat plasează o comandă de buy stop. Dar unde plasează o comandă de buy stop? Cât mai sus? Dacă spui GBP o să vedeți. No? 3 puncte mai sus. Asta este foarte important. De la take profit, măsoară fix 3 puncte mai sus și plasează iar buy stop. Buy, stop. Și iar take profit celor de 3 puncte. Take profit, 3 puncte. De ce îți faci așa, concret? Nu. Trebuie să faci tot. Dar traderul niciodată nu are două tranzacții active pe piață. Până nu se închide una, nu se deschide cealaltă. Să se întâmple că traderul pune buy stop fix în take profit,
el uită de Libia BitTrust și lui nu s-a închis tranzacția în asta în Take Profit, dar Damuiz s-a deschis celălalt în Bicecop, cel de mare două tranzacții de bani. El nu trebuie să permite să aibă două tranzacții active pe celălalt instrument. El tot timpul să aibă una. Adică s-a închis una, s-a deschis alta. Dacă nu s-a închis, s-a nu s-a închis. Adică e minus la lucrul actual. Și în continuare, pune așa, până la nivelul 68 al Fibonacci expansiuni. Sau dacă are un nivel evident, nu uitați de nivel, dacă aveți un nivel aici, uitați de nivel, nivelul de prioritate. Da? Și mergeți în sus. Tot așa, iară Bicecop, iară Take Profit. Trei puncte. Iară Bicecop, iară Take Profit, maxim că vezi de profit. Ați făcut lucrul, da? Și dați pași, vieți să lucreze, să facă loturi. Încercați asta cu un volum mai mic, după care mergi bine, măriți la un volum mai mare, treptat începeți cu 0.1, după care cu 0.2, cu 0.4 și măriți. Pentru iarăși, depinde foarte mult de instrument, dar cel mai potrivit este instrumentele volatile, și care dau discuturi bune puncte. Da? De cel mai bun, asta e cel mai clasic, GBP-USD, astea și careva instrumente exotice, dar acolo sunt specificul lor aparte. Asta e o metodă discală. Da. Stop-loss-ul. Aici este o întrebare destul de interesantă. În primul rând, este întrebarea punctului maxim. Aici este cel mai mare punct care este. El trebuie să trebuie bariera asta cu stop loss. Evident că este nivelul 68, de exemplu. Da? 68. Sincer să fiu eu nu pun stop loss la tranzacții, da. Dar corect, cum aș vedea tranzacții stop loss, pasarea stop loss-ului la aceste tranzacții, eu le-aș vedea după dacă am un nivel, adică dacă am un nivel, sau cel mai bine după nivelul 68. Deci. Stop loss-ul. Nu. Nu corespunde. Aici este Bicecop-ul. Take Profit spune cu 1, 2, 3 puncte mai sus. Take Profit. 3 puncte. Și de la Take Profit mai măsurăm încă 1, 2, 3. Aici diferența asta se numește spread. Eu de la Take Profit lăs spread-ul meu. Și iară pun Bicecop. Dacă e spread-ul de 4 sau 5, 5 puncte, da. Care e situația cu stop loss? De ce eu nu pun stop loss? În primul rând, eu am încredere în tăi. Știu că dacă las aici apropiere de linia punctul maxim, eu lăs-o de acolo. Nu pun chiar pe plan fix în punctul maxim. Lăs-o de acolo de rezervă, acolo 10 puncte, și ce. Astea sunt 10 puncte, să scriu la 4 tranzacții. Ajung aici și eu dacă văd că nu mai ești, gata, aștept toate comentarii de sus și așa mai departe. Dacă el, de exemplu, este cazul ăsta, când, de exemplu, nenoi ești mie ultimul comand, de bani, nu mi se activează în Take Profit și îți pornește jos, eu aici folosesc metoda lactului pe o perioadă scurtă de timp. Sau, dacă vreau, pot să închid pic de iară, pic mine și toate contul meu. Închid rănați de stare într-un minus oricare. Dar eu intru în lacăt. De ce intru în lacăt? Eu iarăși am încredere între el, nu, dacă nu am putut străbați punctul maxim, asta un moment. Într-un lacăt, deja văd, va forma figură sau face un mic dar și mai departe în sus, dacă, de exemplu, străbate punctul maxim și părăște jos, eu intru în lacă, asta e prima metodă când formează figură de schimb, pentru că e închis tranzacția minus. A doua, de exemplu, când mi se activează pai de aici, spunește jos, eu intru în lacă, din unul punctul maxim, plasez Fibonacci și știu corecția. Și de urmă, prin pieții, eu iară plasez cu mieți de date. Iară pun plasa asta care ei este. Eu, în felul următor, folosesc strategia dată, dar de asta trebuie pentru o siguranță, cel mai bine la toate tranzacțiile este puneți-le stop loss la 68. O doar tranzacția se închide în minus. Nu puteți să este multe tranzacții. Și mai este specific din cauza că punctajul e foarte micuț, de regulă piața macar cu o umbră, dar iarăși, fix așa și cu umbră poți să activezi în ultimul buy. Adică el activează Take Profit. La urmă rămâne doar o tranzacție, care el poate să închide în minus. Și în timpul noastră acolo, de exemplu, dacă ați luat până la 4, 5, 10 tranzacții, de exemplu, ați luat în sus de baie și ați luat 3 puncte, cât spune 10 tranzacții? 30. Nu, dar pe contul din fiecare tranzacție, 3 puncte, 30 de dolari, dar din 10, 300 dolari. Și dacă tranzacția se întoarce înapoi, să închide, de exemplu, cu 200 dolari sau 300 dolari, n-a să fie nimic, de exemplu, dacă scopul meu e ca lotul. Dar, de regulă, traderul învie de așa situație, înțelege că el merge pe trend, deci strict trendul să meargă, el pune plus de date, el așteaptă, îi se activează tranzacția, ori închide, ori, de exemplu, într-un lacăt, până când va fi căderea,
cum să începem corecția? Aici e un moment foarte important, trei de ori se blochează. Iarăși, teorii sună bine, dar nu știu, apare urmare neagră și trei de ori se întâmplă în panie, când sunt într-o lacă, mă repede cu să spucă în jos. Nu vă temeți de asta. În primul rând, corecția se începe pe două metode. Fie cea mai sigură corecție atunci când se formează divergență și convergență. De H1. Când în H1 se formează divergență sau convergență, știți că am ajuns să înceapă o corecție mai mare. Sau când se formează, trebuie să fie două lumânări, fie consecutive, negre sau albe, în cazul când se formează, când se formează corecție. Dacă e o lumânare, nu intrați, nu faci nimic absolut, v-am privat vișa baiu, stați liniștit, chiar dacă e lumânare din ghiței, nu vă faci grijă. Așteptați să vedeți cum se închide lumânarea asta. Dacă ești să închide lumânarea asta tot neagră, aici puteți să deschideți un său. Dar iarăși, uitați-vă, dacă aici a fost punctul maxim anterior, poate aici a fost punctul maxim anterior, de exemplu, da? Nu intrați așa în său. Deja știți că el poate să facă un mic stagnare și să duc mai departe în sus. Adică orientați-vă după piață, mergeți după piață, să înțeți piața asta, pentru că e nu e, are și e, cum așa, psihologie, că trebuie să fie, ce domnul te deja ați început, dar... Nu e legi de dreapta, nu e Bun, în final, metodele scale pe care am arătat trei, în final, sunt evident și astfel de oameni care au profit, de repente, de listimine și tot din lista de ăsta, din lista numărul de voturi. Este metoda mai agresivă, care e 1-5 cu moving, este metoda mai simplă, pentru tăierii care nu au așa de mult timp, dar vor să facă profit și depozitul. Am arătat cel mai sigur punct de intrare pe piață, este răbaterea punctului maxim de testare. Exact, de bai de sărb, un punct de 20 puncte, cu un rând dublu titlu, ați intrat, ați fac profitul, s-o, bine, de ajunge. Și evident, este metoda pentru a face lotul cu ajutorul tot așa pieței, fie folosit pe mânaște, fie folosit pe verde, aici deja trebuie folosit după randament. Eu, de exemplu, mai puțin folosesc indicatori și dator și trend, fiindcă eu mai mult trebuie să urmăresc viața, să văd specific pe ei ce vrea, unde vrea să duc pe casă, unde vrea să duc și să merg după tânsa. Pentru că, în final, ei ca așa, salină, da? Adică el are specific cu ești, trebuie să o înțelegi, nu trebuie să o grăbiești, nu poți să o împingi de ori, nu poți să faci nimic, trebuie să te adaptezi după dânsul, nu asta la bărbat să nimic greu leac să te adaptezi după dânsul, dar ce să-i faci, trebuie să vasă cu el, da? Adică, în final, asta e foarte important, trebuie să luați un instrument și iarăși, strategiile care e diferent care folosiți-o, luați un instrument nou, nu luați toate instrumentele care avea să vedeți acolo. Sunt trebuie de la mine și apează butonul acela care e de aici și tot nu-ți mai mult și acela instrument. Luați unul, două și lucrați pe dânsul. Pe tare, foarte mult trebuie care au rezultate de trebuie mei, lucrează pe instrument puțin, 4-5 instrumente. Dar ei le știu pe două. Adică ei uneori mă treabă, dar eu simplu de acum le știu dânsului, la un curs acolo. Dar ei de-am știu și noaptea, trezăși noaptea și să mă întreb ce înseamnă și face. Și pe cealaltă spune, el duce în sus, mai are cu toate puncte, până acolo, până acolo, și tot el știe trebuie cu dânsul. Ca și un om care, de exemplu, o merge toată viața pe Mercedes, îl spune trebuie pe Mercedes. Da? Dar dacă un om care merge pe tot felul de mașină, apoi întreg de mașină, spune, ei, nu știu, asta nu prea știu, asta nu prea știu. Adică sunt oameni și în orice domeniu pe care asta în state mai înalt dezvoltat, este așa. Un om are o profesie și el se ocupă bine cu profesia care o are. Nu că nu mă doveni, te faci tot, dar nici cu oameni. Da? Adică așa și în transacționare. Mai bine luați câteva instrumente. Și nu chiar unul nu, dar două, trei instrumente și studiați-le bine, 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 adică îți luați 100 și nici unul nu hawa. Ok, dați-mi de concursul. Puneți de drolo, dar n-ar puneți să scrie pe ce-o dat, puneți-o ca să nu-i pe să fie ce-o.